O salut, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă povestire. Astăzi o să vă povestesc cum am ajuns la Gloria Bistrița și cum am negociat cu lordul din Bistrița, Jean Pădureanu. Eram jucător la Hapoel Berșeva în Israel, unde să juca și de anul nou și de Crăciun și era o vacanță foarte, foarte scurtă. Și vine la începutul lunii decembrie managerul meu, Abramovici, mi zice: bă, ce ai de gând să faci? Că mă întreabă ăsta președintele, aveam jumătate de an la echipă. Mă întreabă președintele dacă mai prelungim contractul sau nu. Semnasem contractul un an de zile. Mulțumit. Îmi dăduse un apartament frumos, cu 4 camere, într-un bloc cu 16 etaje, parcare, mașină de la club, un Hyundai, că era sponsor, un Kia, pardon, o Kia, că era sponsor la echipă, un concesionar auto și la toți jucătorii dădea o mașină Kia. Banii erau la zi, prime de joc se dădeau prime la punct. Nu conta că joci acasă, în deplasare, îmi plăteau biletele de avion, era bine, aveam un contract bun. Nu prea îmi plăcea că nu prea era atmosfera așa de fotbal, de acasă, la meciuri de acasă, puțină lume în tribune, făceam antrenament luni dimineață, pe urmă ne mai chema marți seară. Pe urmă făceam marți seară, miercuri dimineață, ne mai chema joi seară. Joi seară, vineri dimineață și plecam din oraș sau sâmbătă meciul. Și mult timp liber, plictiseală, n-aveam pe acolo prieteni, adică până neabenții de care v-am pomenit în episoadele cu transferul din Israel, de la Rapid în Israel. Familia lui neabenții, Minteoan era cu mine la echipă, cu soția și cu copilul, nu prea, era așa mai de vacanță, mai nu. Nu era ce mă așteptam eu să fie. Din punct de vedere fotbalistic și financiar era bine. Ce mă întreabă nea Abramovici? Zice: bă, ce facem? Că mă întreabă președintele. E mulțumit? Zice: dacă prelungim... Zic: nu știu, nea Zvica. Zic: să vedem. Zic: lasă, mai gândim că e timp. Zic, mă duc și eu acasă de Revelion și mai vedem. Ce, bă, vezi că pe 3 ianuarie e meci. Păi și vacanță... N-avem și noi, zice, nu, ce vacanță, zice. Aici nu e vacanță, avem când e sărbătoarea aia noastră, cu Anuca, cu nu știu ce, cu... Bine, acum omul care n-are probleme și le face singur. Era liniștit, v-am zis, cu banii la zi, nu zicea nimeni nimic, tot în regulă, antrenamente lejer, orașul frumos, liniștit, casă, mașină, totul plătit de club. Zic: bine, ne-a zis că vorbește cu ăștia, măcar să mă las și pe mine, măcar de Crăciun să mă duc câteva zile și mă întorc. Ce bine, o las că vorbesc, zice că oricum cred că se întrerupe campionatul în perioada Crăciunului și da, zice, pe urmă, pe 3 ianuarie să joacă, ok. Îmi zice omul că e ok după un timp, zice: da, bă, e ok, zice, te duci acasă 5 zile sau nu știu când, zice, și pe 27, 28 te întorci. Ok. Mă duc la București. Mă duc la hotel, într-o zi la hotel la Marriott să mă întâlnesc cu un prieten acolo, să mâncăm la Champions, la restaurant, la hotelul Marriott. Îi plăceau lui ăsta burgerii care se mâncau acolo. Mă întâlnesc cu el. Mâncăm, stăm de vorbă, când plec de acolo, ies pe bulevardul Panduri, opresc la o trecere de pietoni, aproape să dau peste un bătrân. Când mă
Să uită bătrânul speriat așa la mine, mă uit și eu la el, Jean Pădureanu. Jean Pădureanu, care aveam o datorie la el, morală, de când jucam la Rapidă, fusese problema, rapidiștii, cred că o știu, problema cu lotul Băneasa. Cu 6-7 jucători, care ne-am antrenat singuri, că nu ne dădea Copos banii, s-au găsit 1-2 trădători și s-a dus lotul Băneasa. Îl lasă treacă, trag mașina la marginea drumului, așa mă dau jos, ce faci, Neajani, ce zic, bă, zic, hai că era să te omor, râzând. Ce faci, ce? Nu erai prin Israel? Zic, ba da. Dar cine te-a dus în... Zic, Abram, bă, Abram, zice, prietenul meu, mi-a mai dat jucător de la Bistrița, pe Ilie Oană, pe nu știu care, pe zice, e prietenul meu, cum? Zice, și am zic, am venit câteva zile și ai treabă? Zic, nu, zic, mă duceam spre casă. Hai, bă, că eu am apartament aici aproape, zice, trage mașina în parcare aici pe undeva, caută loc și hai la mine, la apartament, să mai stăm de vorbă. Hai, Neajan. A început Neajan, na, om cu experiență, uns cu toate alifiile. Cum e pe acolo, dar ce faci, dar ți-aduce aminte de la Rapid cu George, cu Copos, când am mers cu tine, te-am luat de la ligă, că-ți depusesești memoriu și am mers la George, la birou și te-ai întors la Rapid și da. Și știi că mi-ai promis atunci că dacă vreodată o să am și o nevoie și ai și tu n-ai echipă sau nu ești mulțumit unde sau ai posibilitatea să vii să mă ajuți, că o să vii, că da, Neajan, cum să nu? Zice, bă, hai să nu mai lungim vorba, vrei să vii la Bistrița? Spune, Neajan, nu vreau să vin, că e bine acolo, sunt în străinătate, e bine cu banii, zic, ne dă banii la între 1 și 3 ale fiecărei luni, ne dă banii, primele la fel, ni le dă, când trebuie să luăm salariu, ne dă primele la toate meciurile cu o lună în urmă. Zic, nu vreau, e, îmi place și clima, și orașul, zic, nu. Haide, bă, că dă, bă, ce contract ai acolo? Am contract bun. Stai mă puțin, ia telefonul, sună pe Abramovic. Zvica, ce faci, fratele meu, nu știu ce, nu? Uite, sunt cu Robert aici și ia zi, ce contract are Robert acolo și ai? Vorbește, el a vorbit vreo 10 minute, un sfert de oră cu Abramovici. Închide telefonul, zice, bă, uite care-i treaba. Eu vreau să vii doar până în vară, să vii din ianuarie acum, până în vară, și îți dau aceeași bancă acolo, ca în Israel. Dacă ne scăpăm de retrogradare, îți mai dau un bonus. Și ăsta nu spun cât îți dau, dar îți mai dau ceva. Ce da, numai puțin de 5.000 de euro. Spune, nu știu, să vedem, zic, mai vorbim. Zice, ok, gândește-te și până de Revelion îmi zici. Eu acum ce zic? Lasă-o, că mai stau 3-4 zile, mă întorc înapoi. Ce, eu îi zic, m-am întors înapoi. Începe Abramovi să mă suni. Mă sunam fiecare, ce ai vorbit cu Neajan, ce faci, ce zici? Ce să fac, nu mă duc. Hai bă, du-te la Jean, că l-ajut și pe el, că uite, e bine și pentru mine, că... Zic, cum să mă duc, cum plec de acolo? Zic, mai am contract acolo, zic, 6 luni de zile? Nu, oamenii s-au comportat super frumos cu mine, zic, nu vreau să plec. Bine, o, cum vrei tu, dacă nu vrei să pleci? Zice, să-l anunț pe Neajan, zic, lasă, sună-l dumneata pe Neajan și spune că nu mă duc. Zic, și să vii pe 27-28, când vii, să vii... Să mă aștept și pe mine în aeroport, el locuia la Tel Aviv, avea apartament și în București și familia lui la Tel Aviv, soția, copiii. Zic, mă aștept și pe mine la Tel Aviv să mă duci până la Berșeva. Vans, erau 80 de kilometri, ceva de genul ăsta, mai puțin de 100 de kilometri. Zic, să mă duci și pe mine că n-am mașină, n-am să nu iau taxiul. Da, bă, nicio problemă, stai liniștit. Vine omul, mă așteaptă în aeroport. Zice, tot drumul. Bă, ce facem? De ce nu vrei la Neajan? Că, bă, nu plec.
zic, ce faci, te mai întorci acum seara pe drum, înapoi sau... Hai, mergem în oraș aici, stăm și noi la un restaurant, mâncăm ceva, dorm la mine acasă, zic, te întorci mâine. Bine, bă, ce ok. Rămâne omul, mergem, cinăm, el tot, bă, să trăgea spre nea Jean. Ce îmi zice? Bă, zice, fii atent. Dacă Jean îți dă banii care a zis că ți-i dă aici, zice, îi zic că îți mai cer ăștia niște bani. Și zice, dacă îți dă, îi mai cerem ceva și îți dă și banii ăia, zice, te duci la Bistrița. Acum, zic, eu știu ce, nu câștigasem eu așa mulți bani în cariera mea, să aia zic. Bă, dar zic, și la ăștia aici ce facem? Deja mă gândeam un pic. Ce vă lasă că aici rezolv eu. Și ce, mă duc mâine și vorbești cu președintele, dar zim ceva, sigur. De la Jean mai scot eu niște bani. Zic, nu știu, dacă mai dă și, dacă mai îmi dă Jean niște bani și să nu fie probleme, dar să garanteze că îmi dă banii și azi, dacă-s bani în plus, zic că aș pleca. Îl sună pe Jean Pădureanu. Iese afară. Zice, am vorbit cu Jean, uite, i-am zis să-ți mai dea niște bani și... Zice, uite ce mi-a zis Jean, că dacă accepti să te duci, îți promite el că în 6 luni te ia și la echipa națională. Acum, când am auzit și de echipa națională, zic, bă, zic, plec de aici, e Israel. Bă, dacă mă ia la echipa, era o echipă de mijlocul clasamentului, Berșeu. Zic, bă, dacă mă duc la Bistrița, dau 5-6 goluri, mă ia și un meci, amical, care o fi el, oficial, mă ia la echipa națională, bă, o echipă în Israel, altă echipă, dacă nu tot ăștia, e imposibil să nu găsesc și pe bani ceva mai mulți. Zic, bă, dar dacă îmi promisi fiare, dacă ăștia îmi dau banii și pe luna asta, pe decembrie, dacă îmi dă și Nea Jean ceva în plus, față de contract, dar e și primă, că scăpăm de dacă scăpăm de retrogradare, zic, vreau. Gata, bă, mâine mă duc la președinte și vorbesc. S-a dus Abramovici, ce-o fi vorbit el cu președintele, că până la ora 12 eram în birou la președinte, îmi dăduse ăla și banii pe luna decembrie, mi-a dat și o cupă pentru străinul cel mai bun care a fost acolo și super mulțumit că sper să... Și îmi zice la final, prin intermediul secretarei lui care vorbea engleză, sper să scape mama ta să fie sănătoasă, de-aia ți-am și dat banii ăștia, că normal nu trebuia că mă lași așa, dar dacă are probleme să o ajute Dumnezeu să scape, să se facă bine, să... Acum mă uit la Abramovici, zic, bă, ieșind de acolo, zic, bă, zic, ce? Nu ți-e rușine, zic, om, vorba aia, ești mai bătrân ca taică, bă, trebuia să-l sensibilizez cumva, să i-am zis că e maică ta grav bolnavă, că trebuie să te întorci în București și zic, i-am zis că în 2-3 zile și eliberezi apartamentul. Și așa ziceai tu că vrei de revelion să petreci în România, să aia zice, uite, gata, am rezolvat. Cu Jean e bătută în cuie, zice, zic, bine, m-a lăs acasă, hai, mai cumpără 2 geamantane, mai l-am pus să-mi cumpere bilet de avion. După 2-3 zile eram înapoi la București. Și cu Abramovici. Vine taică-mi, ne ia de la aeroport pe amândoi și îi zic să ne duci pe lângă hotel, pe lângă Marriott, acolo, prin Panduri, că mergem până acasă la Jean Pădureanu. Și ok. Ne duce taică-mi, cobor cu Abramovici, zic, hai că în 10 minute terminăm. Urcăm la Nea Jean în apartament. Nea Jean, bucuros, bă, ce mă bucur, zic, bre, Nea Jean, stai, că am plecat acolo, dar stai să vedem, să punem pe hârtie, bă, că mie mi se zice lordul și aia, eu n-am păcălit un jucător în viața mea și cum să fac, așa, bă, Robert, la mine cuvântul e cuvânt și bine, Nea Jean.
Ne așezăm în sufragerie acolo pe un colțar, zice, bă, uite, mi-a zis Avram, zice, tu nu mai gata, dacă ai fost de acord, ce eu cu Zvica vorbesc de partea financiară, de tot, și zice, vii pe 5, pe 6, zice, vii la Bistrița să semneze actele și și zice, mâine sau poimine, dacă ești în București, o să-l sun și pe Cârstea, să vină de la Pitești, Cârstea era antrenorul echipei, să vină Constantin Cârstea de la Pitești, să te întâlnești aici la hotel, la Merio, să vorbești și cu el, bine așa. Să duci în bucătărie, vine cu un șervețel, un șervețel, ați auzit bine? Ia pixul, contractul, 6 luni de zile, clauzele financiare le stabilesc cu Abramovici, am primit 2000 de euro. Și ce ia și semnează. Păi citezi, bine așa ne, pe șervețel, bă, la mine nu sunt important, dai și uite să-ți dau acum 2000 de euro ca să ai, de, să ai și tu de revelion, de, să ai bani. Bine, eu am semnat pe șervețelul ăla, zic, bine așa ne, mai scrie un șervețel de ăsta cu 6 luni și cu astea ca să-l am și eu. Stai bă liniștit, că asta să am eu evidență așa. Eu sunt cu scrisul, cu astea, cu să am eu evidență, aici ce bani am dat și bine, mă, așa. Mi-a dat omul, a umblat, avea o vitrină, cum era o bibliotecă de aia, vitrină, cu cărți, cu pahare, cu... A deschis acolo unde avea barul, a umblat acolo, mi-a dat, a luat niște bani, mi-a dat 2000. Zice, hai, mâine, te sun eu mai pe seară să zic dacă te întâlnești mâine sau poimine cu Cârstea și o să, zice, vorbim, pe urmă ne vedem la Bistriță. Bine, neajeane. Asta a fost povestea cum a semnat cu Bistrița, cu un șervețel. În episodul următor o să vă povestesc și cum mi-a dat Najean un apartament la Bistrița, unde mi-au luat contoarul de gaze într-o dimineață, că nu plătise. Cum stătea balaur și ne închidea pe un hol acolo, ca la pușcărie, seara la 10:30, închidea ușa. Un hol unde nu puteai, n-aveai cum să evadezi, că într-o parte nu erau geame, erau betoanele de la tribună și în partea cealaltă, în cameră, aveai un gemuleț de la mic și dacă săreai, cădeai în râu. Deci dacă nu mureai ars, mureai înnecat. Cum verifica balaur, cum punea dimineața sau să plimba prin oraș, prin parcări, noaptea și punea mâna la motor pe mașină să vadă dacă au fost fotbaliștii plecați, unde făceam recuperarea, cum alergam spre șoseaua, spre Cluj să ne calce tirurile și alte câteva povestiri din perioada Gloria Bistrița. Dacă v-a plăcut, nu uitați, like, subscribe și clopoțel, spuneți-le și prietenilor ca să fim din ce în ce mai mulți și nu uitați, până la următorul episod, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă vă va vedea cineva.